Mister total în coaliția de guvernare în privința controversatelor legi ale siguranței naționale. Marcel Ciolacu spune că a văzut actele normative, dar că nu a discutat despre ele cu partenerii din PNL și UDMR. În schimb, liderul PSD a mai declarat că Parlamentul a luat decizia de a constitui o comisie specială care să dezbată aceste legi. Am văzut aceste legi și este normal să le fi văzut aceste legi, dar nu am avut o discuție oficială pe aceste legi în coaliție. În momentul în care am legile oficiale trecute prin guvern cu toate avizele, vă stau la dispoziție. Oricum sunt pregătit cu colegii mei să facem toate tabelele comparative cu drepturile care erau în legile siguranței naționale din 1991-92, făcut, văzut în oglindă cum sunt serviciile și care sunt legile în toată Uniunea Europeană, cum este corect. Marcel Ciolacu a precizat că există acte normative și propuneri care vor veni din partea guvernului cu privire la legile siguranței. Acesta a mai spus că Parlamentul va constitui o comisie specială în acest sens, nu înainte ca aceste legi să primească toate avizele necesare. Președintele Camerei Deputaților a mai adăugat că proiectele privind securitatea națională nu vor fi discutate decât după ce vor fi primite toate avizele. De ieri, când am fost întrebat la Buzău, vreau să vă anunț că nu s-a modificat nimic. Așteptăm legile siguranței naționale să treacă prin guvern cu toate avizele. După ce vor veni toate legile siguranței naționale, noi suntem pregătiți. Noi, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și întregul Parlament suntem pregătiți prin Comisia specială să le discutăm. Cele 10 proiecte ale securității naționale stabilesc acordarea unor puteri sporite serviciilor de informații, oferă imunitate ofițerilor SRI și SIE și obligă cetățenii să colaboreze cu serviciile secrete la cererea acestora.